Bă, ne-am întors în Arca Sandit, pe modul Svartal Fame, episodul 6. 6 kite. Pentru cei care nu v-ați uitat la serie, sunt sigur că sunteți tare confuzi de ce sunt aici și ce e aici. Și singura modalitate prin care aș putea să vă ajut ar fi să vă trimit înapoi la episodul 1 și să vedeți seria. Așa că fă asta. Dar pentru cei care știu în ce situație ne aflăm, am pierdut un T-Rex aici. Uite la acolo. Nu mai e, deci ăsta nu mai are scăpare decât în cryopod. Și am reușit să fug înapoi până aici de toți monștri și era să mor în episodul trecut de 4-5 ori și am scăpat, mi-am folosit tot norocul posibil. Mă uitam când editam, știam că trec de unele părți, că na, jucasem deja, eram la editat, dar parcă așteptam să mor, bă. Ziceam, n-ai, deci n-am cum să trec și de partea asta. În fine. Ducă-se pe pustii. Acum să vedem cum dracu ieșind de aici, că eu am zis că ajung aici și mă sinucid. Că peștera nu era gândită să fie făcută acum, dar am găsit poarta aia, am intrat și s-a închis în spatele nostru. Și acum vreau să ajung la poarta aia înapoi, să văd dacă putem să o deschidem, dacă apare promptul, să dăm E sau ceva. Dacă să ajungem la poartă, trebuie să trecem iar de năzdrăvanii aceștia. Așa că dă-i cu speed puternic înainte. Nu fiți proști, nu fiți proști, hai să fim prieteni. Și cu tine vreau să... Hei, opriți-vă. De ce fugi așa încet? De ce sunt atât de greu? De ce mor? Hei, nu muri. Nu muri. Mai avem 3 secunde și ceva de... Hai, hai, nu fi prost. Că mai e un bo acolo. Încă 8 secunde. N-avem gloanțe. Nu. Nu fi prost. Nu fi prost. Unde dracu a sărit? Dar n-am murit. Dar urmează. Nu-i bine, nu-i bine, nu trebuia gândit așa, n-a fost gândit așa, n-a fost gândit așa. Eu, ce-s astea, scoici? Scoici sunt, bă, hai să aruncăm, ce dracu avem în inventar greu? Fuu, o grămadă de tâmpenii, hai dracu să aruncăm chestii și mai dăm pe stamină 1 și pe greutate și încercăm totuși, încercăm totuși să-i păcălim. Da, de fugit fuge mai tare, da, tot, mă înțeapă ăștia. Nu, că i-am driblat pe ăștia. I-am driblat, v-am driblat. Și pe voi. Deci nu cred că scap și de... Nu, stai așa. De ce te grăbești? Nu te grăbi. Nu te grăbi. Ba da. Am scăpat și de data asta. Am HP-ul mai puțin de jumătate totuși. Și parcă vezi că era mai ok dacă muream. Și asta e doar o pierdere de timp. O moarte îi un sfat, nu un vers. E, vom vedea. Cred că am ajuns... A, am ajuns la poarta aia. Deci nu mai știu ce distanță am parc... Ba nu, asta e, asta e. Ce dracu, că e închis, mă. Deci noi am trecut de poarta asta și s-a închis în spate. The fuck? Nu știam că să... Da, bravo, mă. Și cu ăla ce fac? Fug și... Fug și de-a. Și acum ce fac? Te mai deschizi? Probabil de-aia, mă. Bă, dacă știam. Dar nici nu mă mai duceam cu Rex-ul. Nu mai intram în peșteră dacă știam că pot să ies. Dar asta s-a închis, s-a închis în spatele meu. Și am zis, na, s-a închis ăsta așa, în modul ăsta agresiv. Gata, nu mai cum să te mai întorci. Acum, am crezut că episodul de azi o să fie cum ieșim din peșteră. Da, am ieșit din peșteră deja, deci nu avem cum să terminăm episodul atât de rapid. Ce putem face noi... Gata, știu! Știți că la început, în primul episod, sau în al doilea, nu mai știu, la început de tot, era o insulă cu un castel pe ea. Și am zis eu că avem nevoie de dinozauri puternici. De fapt, nu, am zis că avem nevoie de megalodon ca să putem să trecem prin apă. Pentru că nu putem să zburăm pe harta asta, repet, iar. Și mă gândesc că am putea să facem un pelerinaj pe acea insulă. Nirex-ul acolo. 21.000, nivelul 140. Puțin cam puternic ăla. Nu știu ce să zic. Hai să ne întoarcem la bază, dar pe aici. Ne întoarcem la bază prin locuri pe unde n-am fost. Ca să continue explorarea. Că poate mai dăm de vreo peșteră. Cu toate că nu cred. Cred că aici se încheie traseul nostru. Pe unde am putea? Pe acolo cred că am putea. E posibil să se încheie acolo. Dar hai să încercăm totuși să traversăm și să urcăm și pe acolo. Că poate lumea nu știe cum e harta pe acolo. Cum nici eu nu știu.
și sunt foarte curios. Cam da 10 euro pe modul ăsta, dar ia, vezi că mi-am adus aminte că trebuie să trecem de nenorocita aia. Deci, cum spuneam, am dat 10 euro pe modul ăsta, ai în pula mea să-l folosim pe tot. Să-l folosim la capacitatea lui maximă. Dar unde a dispărut raptorul ăla? Așa ceva nu dorim, că ăștia sunt foarte rapizi. Deci trei alaosauri acolo. Aici Rexul ăsta nenorocit și raptor. Bă, ăștia sunt cretini. Ăștia sunt râs rău de tomă ăștia. Dacă mai au și un UTI pe lângă ei și sunt rapizi. Mă, cum facem, mă? Trei traversat cumva. Nu știu dacă sunt, dacă sunt pirania în apă, ei să verificăm. O, uite-i. Sunt nenorociții. Sunt scârbili. Veniți cu propuneri, hai. Hai, veniți cu propuneri. Insulă. Stăteam și mă uitam, de unde dracu curge apa asta? Deci eu n-am observat insula aia până acum. Rexul s-a dus în partea aia de tot. Dacă au plecat și ăștia de aici, ar fi perfect. Nu știu, să vâneze ceva în altă parte. A? Nu, tot acolo sunt. Ne riscăm. Aia, dacă murim, murim de la pirania. Și nu mai știu unde e Rexul acum. A, e departe. Să nu vină scârbele alea, să nu vină Rexul. Voi puteți să mai veniți, că văd că nu prea știți să mai dați damage. Am și armură pe mine. Am pantaloni. I-am păcălit, mă. I-am păcălit, dar să vedem ce ne așteaptă aici. Eu. Nu-mi fi prost. Nu vezi că avem treabă? Ce vine ligioanele pădurii pe mine toate acum. Dar apropo, cât vorbesc aici, haideți să vă zic o chestie șmecheră. Am dat comandă de tricouri cu logo-ul canalului, bă. Ăștia nu-s ok, ăștia aruncă pământ în noi. Ce spuneam? A, da, am dat comandă de așa. Așa. Deci am dat comandă de tricouri cu logo-ul. Așa de test am dat 4 tricouri. Să vedem cum arată. Și după o să vedem cum facem și noi magazinul de mărci. Căci de ce nu? Poate cineva dorește să aibă tricou cu logo-ul. Nu neapărat că e logo-ul meu, dar bă, arată bine pe tricou. Uite, vă las o poză cu el. Cât de mișto e zona asta. Cu apa asta așa mișto aici, oază. Uite, zici că sunt Cristi ăla sau cum îl chema, ăla care cânta ca o apă cristalină. Anyway, cum ieșim de aici? A? A luat-o. Bă, cred că suntem la final de hartă, că e prea liniștită zona asta. Ce-i lumina aia acolo, hei? Uu, ce liniștită-i zona, uite ce liniștită-i zona, voi vedeți ce liniștită-i zona asta. De ce n-a reușit să mă atace de două ori la rând săracul? Nu fi prost! Nu fi prost! Mă, sarcomuie! Îți place ce ai făcut? E frumos? Bă, voi îl vedeți? Deci, când te atacă, nu-ți dai seama așa cât e. Dar uite, uite Namila! Nici nu te vreau, mă. Nu te vreau. Aici să rămâi, să mori. Cine mai sare de aici? Ia, că noi. Easy. Hai, muța! Ajungem spre copac, bă. A, nu. Aici se termină mai mult ca sigur. A? Sau? Maybe yes, maybe no yes. Maybe I don't know. Pare că o să-mi fie frig pe aici. S-a cadat puțin să încarcă ceva ciudat. Doar lupii ăia. De fapt, lupul ăla. Lupul, știți, bancul cu lupul? Te rog frumos să stai la un loc. Pe ce înseamnă asta? Eu trag pașnic în tine și tu ce faci? Căsuță. Nu-i căsuță. Ce dracu ai, mă? Te-ai tâmpit? Nu-i căsuță, dar... e cetate. E o cetate. Cetatea copacului. Sunt pe pace, băieți. Să nu vă dați pe liber să mă țineți în cerc, mă apun la fier. Lupiară. Mă, dar nu și-a luat torpor deloc ăsta. Nu își ia! De ce nu ții torpor deloc? De ce ești cu muia? E lupă, nu-i lup. Ia topor dacă. Na, dacă ai vrut topor, ia topor. Vă dau topor, veniți mă să vă dau lamă. Mai sunteți lupi? A? Mai sunteți? Mai sunt.
acela înghesuială. Vine și dwarful! Uite dwarful! Gimli! Atacă Gimli! Nea, că n-au animație. De ce n-aveți animație, băieți? Ia! Bjorn! Dar n-au animație de atac. He! Și... ce mai faceți voi? Salut, salut! Hai să strângem mai mulți! Stai, au prompt? No image, no prompt. No prompt. Dar au ocazia să mă blocheze dacă se strâng mulți. Ni lupul, iar. Frenrir, sau Fenrir, nici nu mai știu cum era. Dă-i mă! Nu fi prost să mori! Nu fi prost să mori, că mai avem de explorat! Mai aveam de explorat, unde am murit? Am murit în colț aici, mă. La castel. Și avem sarc. Stai! Ce? Deci unde am dat noi team la sarcul? Deci am trecut apa, am dat team la sarcul. Și ce-i chivul ăsta? De ce mi-arată aici? Că noi aici am dat noi team la sarco. Era o intrare. Eu nu mi-aduc aminte. Ok. Aici unde e rexul ăsta? E peștera în care am fost. Care cred că are intrare și pe aici. Ok. Fiți atenți ce observ la harta asta. Sunt copacii ăștia trei. În fapt nu știu dacă sunt trei. Dar sunt copacii ăștia care strălucesc. Unii. E ăsta aici. Ăsta aici. Ăsta aici. Și probabil mai e unde nu am descoperit. Și eu ziceam de ăsta, mă. Nii păsări. N-avem păsări pe harta asta. Adică avem vulturii, dar n-avem păsări pe care putem să ne urcăm. Facem așa, fiți atenți. Dăm respawn la bat. Luăm 2 T-Rex. 3, de ce nu? Ca să bată cu megalodonii. Și încercăm să traversăm cu ei aici. Respawn. Ni unde sunt, că nici nu mă pot mișca. Gata, mă pot mișca, v-am mințit. A fost un prank. Sunt departe, mă. Și un raptor aici. E, hai să-i dăm pingele, dacă ajungem la bază, bine. Dacă nu, murim și ne dăm respawn totuși. Cum trebuie la bază. Sper că mă las să trec, da? Nu vrei să mori, deci mă las să trec. Ok, bravo, deștept. Smart, smart. Hai să mergem cu asta să vânăm puțin. Ia, acum am trecut pe lângă ăsta și nici nu l-am văzut aici. Ce faci, fraiere? Uite-l ce urât să uită. Ce urât să uită că nu l-am ales pe el. Și suntem cu această nenorocită. Îi mai luăm și pe restul, mă. Hai mă să mergem doar cu unul. Am zis că luăm 3 minim ca să se bată cu megalodonii. Dar cred că ajunge doar ăsta. Acu are și papa mangea. Sigur ne descurcăm. Oh, ce-i dăm? Nici îi dă pingele. Cred că am ajuns într-un loc nou. Am trecut de podul ăsta vreodată? Pod am mai trecut, dar nu pe ăsta. Oh, nu trebuie să faci asta. Hei, urât din partea. Urât din partea ta, stai. Acolo sunt niște umbre de... ba nu, cred că sunt de la copacul ăla. Am crezut că sunt copaci întregi, palmieri, ceva, vreo insulă ascunsă în nor. Dar nu e. Încolo, în stânga trebuie să mergem. Da, uite aici la somnoroși, sărim. Și dăm... acu. Bun, ea nu și-a luat damage. Nu ne batem cu ăștia, că am văzut ce le poate capul. Mă gândeam că scoatem thumbnail-ul ăla blană, dar... nu e aici. Încă nu e timpul lui. Poate la castel. Înapoi la începuturi. Bă, zona asta a fost... voi vedeți aia! Voi vedeți șarpele! Cred că e o chestie nouă. Întoarce-te puțin, mă! Ăla-i simbolul ăla, mă, de la zgardieni. Șarpele care... De fapt nu era, de la vikingi. Șarpele care înconjoară pământul. Bă, dar nu l-am văzut până acum. Aș fi vrut să-i văd capul. That's what she said. Vezi, e bine să fii cu nasul pe sus. Mai vezi un șarpe, un aia. Un șarpe zburător. Dacă sunt curios unde s-a dus. Uită-l! Poate vine aici să-l vedem ca lumea. Ofo, fain. Știți în ce joc mai e mișto șarpele ăsta? În Sekiro. Mamă, ce mă speria. Uită-l! Bă, dar... am scos norii numai ca să-l văd. What the fuck? Tot nu văd ce trebuie.
Voiam să-i văd căpățâna. Mai stăm după el, poate mai dă o tură. Na, s-a mișcat sau mi s-a părut mie? Te mai mișca! Aici, mă, dacă îl vedeam aici... Sau când a ieșit aici cu căpățâna aia mare... Vine, bă, l-așteptăm! Dar cu norii ăia și cu ceața nu-ți dădeai seama niciodată cum arată. Nicu murcă pe munți. M-a înconjurat în pătrat. Aștept să-și scoată căpățâna aici. Nu sună bine, știu. Ce poți să-i mai zici lui ăsta acolo? Dacă nici ăsta nu-i thumbnail-ul ăla blană... Iar s-a mișcat puțin. Gata, bă, ne-am bucurat destul de el. Își face rondajul. Poate mergem în partea aia acolo. Să vedem dacă mai vine după noi. După ce facem treaba asta. De fapt, să vedem dacă mai trece așa aproape de noi. Haide, hai mă, lăsați-mă în pace. Unde mai veniți? Uită-l pe băiet. Uită-l, mă, că nu mă mai satur de el. Ia, că a venit și băiatul ăsta. Pleacă de aici, mă, animație proastă. Bă, dar HP le-a dat, mă. De fapt, eu le-am dat mult. Păi și asta se deschide. Nu trebuie distrusă. Care-i treaba cu poarta? Ce-a zis? Let's find a way. La 1v1 nu-l fac. Stai că a venit ăsta. Marinică! Pleacă, bă, de aici. Întrebarea e cum facem să intrăm cu T-Rex-ul acolo. Așa fără T-Rex. Hei! Așa fără T-Rex pot. Dar cred că mă păpușesc ăștia. Dacă pun mâna pe mine. Dar și dacă trecem cu T-Rex-ul. Stați așa să o gândim puțin. Să zicem că trecem cu T-Rex-ul. Ok? Ok, ajungem aici, unde e altă poartă închisă, ca să facem ce? Și de ce e poarta închisă? Not ok, bro. Not ok, bro, cu tine vorbeam. Hai, intrăm fără T-Rex, că vreau să ajung la poarta aia măcar. Hai, mă. De ce îmi face asta, T-Rex? Hei, T-Rex, T-Rex, deci, hei, T-Rex, hei, de ce îmi face asta? De ce nu mă asculti când îți zic că pe aici? Like that. Și dă-i speed. Nu pe aici. Nici pe aici, sigur, nici pe aici. Piticii n-au avut ce să-mi facă. Decorațiunile de grădină n-au ce să-mi facă. A, stai ce? Mi-a zis că trebuie să echipez... Nu mă, stați mă că am glumit. Trebuie spartă ușa cu ceva. Ușa, poarta, pardon. Adică paturi nu mai avem? Eu n-am pus 50.000 de paturi aici, la baza asta? Aici, unde dracu în altă parte? T-Rex-ul nostru. Am zis că ne întoarcem după el, dar... N-avem sedel la el, săracu. Hai cu noi, totuși. În episodul ăsta s-au întâmplat multe. Nimic din ce am prevăzut, totuși. De fapt, ba da, s-a întâmplat ceva ce am prevăzut, că am zis că mergem pe insula aia și am reușit să ajungem. Cum se vede în apă când scoți norii și ceața. Cristal, domnule, cristal! E, acu cine se ține după mine e bun, cine nu, nu. Uite, therinozaurul vine. Vă întrebați, probabil, ce am de gând să fac, nu? Și eu mă întreb asta. Păi am de gând... Unde-i mă T-Rex? Am uitat. E lent rău ăla, nu stau pe el. Am de gând să mă apropii cât de mult pot acu de ăla, să-l vedem mai bine. Doar că mi-am amintit că în zona asta aici am găsit primul Meraxes. Așa că e posibil să mai găsim unul. Iese căpăstru. Urât ești, mă! Ăla-i cave.
Ăștia salausauri. Prefer oricând rechinii. E al meu, futu-s morții, mătii. Ești prost rău, mă. Du-te, dracu, și tu. Că nu-mi trebuie. Ok, ce este acest cuib de wyvern? Bine, știu că n-avem, că nu ne permite harta să avem zburători. Cred că nu-i bine în hău ăsta. Ce-am găsit noi aici? Păi da, da. Eu am ajuns aici și ce? Și e doar poarta de design. Of! Și-am crezut că am găsit ceva ca lumea. Sau poate nu se deschide, că n-avem noi vreo cheie, ceva, n-avem, nu știu, nu știu. Nu înțeleg, domnule, nu înțeleg. Mergem la săbile alea trei acolo. Acolo cred că este thumbnail-ul la blană. O să vedem pe unde ajungem. Cred că pe aici. În dreapta. Mamă, dracu să vă ia de la osauri. Pe aici n-am fost niciodată până acum. Este o zonă total nouă pentru noi. Și nici măcar n-am venit pe unde trebuie. Ok. Cred că nu pe aici, cred că pe sus de tot. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem tot drumul. Dar facem să fie bine pentru toată lumea. Este o aventură să găsim thumbnail-ul perfect. Lord, I forgive you. Uite-l, bă! După insulă cred că se vede mișto tare. O să mergem și pe insulă după. O să mergem. Asta mai facem. Deci avem deja un thumbnail făcut acolo la apă. Facem unul la săbile astea trei și unul pe insulă acolo. O să vedem de unde îl prindem cel mai bine. Pe șerpe. Bravo, mă, șerpe. Bine, mă, șerpe. Dar mi-e ca rușine cu dinozaurul ăsta. Ia stai aici. Autele. Șăbili. Eu, uite aici, șerpe. Vreau să prind un cadru. E posibil să prindem și săbile și pe el? Nu prea. Maxim așa. Poate... Nu e, mă, cum facem, mă? Hai că asta nu-i rea. Puțin decor pe fundal cu niște faună. Nu e nevoie. Te mai mișca, mă. Și acum să încercăm să ajungem și pe insulă. Să vedem și de acolo. Poate de acolo să vedem mult mai bine. Nu știu ce să zic. Parcă tot aia de la săbii e mai ca lumea. Sau așa. Hai să-l vedem și aici când vine. Poate e mai ok aici. Poate fiind un cuvânt foarte puternic. Că nu străbate munții ăștia, văd. Scumpul de el. Nu vrea. Nu vrea, mă. Nu vrea să ne ofere spectacol. Anyway, am prins niște cadre ca lumea. Dar, hai să nu încheiem episodul așa. Și să vă mai arăt niște chestii, fiți atenți. Eu am mai tot postat în comunitate, pe YouTube. Niște chestii, să vă țin la curent cu ce urmează să mai apară. Dacă aveți și membru, vedeți chestiile mult mai din timp. Și asta ar fi una dintre ele. Bine, nu trebuie să ai membru pentru asta, că am pus-o pe public. Am făcut o arenă mare. O arenă mare. În care vreau să pun dinozaurii să se lupte între ei. Dar, ce vreau eu să fac de fapt, e să pun un T-Rex sau un ceva, un carnivor mare. Nu știu, vedem, discutăm care. Și să văd câte păsări dodo trebuie să spawnez eu aici, ca să putem să-l batem. Că băgăm 1000 de păsări dodo... Nu cred că ne bubuie PC-ul. Sperăm, să sperăm. Așa, asta ar fi una din chestiile pe care voiam să vi le arăt. A doua ar fi pagina pentru mărci. Aș vrea să colaborez cu site-ul ăsta. Le-am lăsat mesaj. Acum vedem, nu știu. Ei au deja niște oameni aici cu care lucrează și shop-urile arată așa. Prețurile nu sunt piperate. Adică dă-o dracu, 60 de lei un tricou. Un tricou ca lumea e 100 de lei cel puțin acum. Și ce-mi place e că ne putem pune logo-ul și aici ca și etichetă. Which is nice. Tricoul v-am mai zis că arată așa. De fapt o să arate așa. De-abia aștept să ajungă comanda. Cred că săptămâna viitoare ajunge. O să vi-l arăt pe live. Live-urile urmează să apară curând pentru că ne-am schimbat internetul. Pentru că noi aveam internetul de la Vodafone. Bine, încă-l mai am. Câteva zile o să-l mai am pe ăsta. Și internetul de la Vodafone are o viteză, are o limită de fapt pusă de 25 de mega. La upload. Și nouă ne trebuie minim 100.
ca să facem și noi live-urile ca lumea. Dar ne-am băgat de la Digi acum și urmează să avem internet ca lumea, deci urmează să facem iar live, calitativ zic, că live-uri ca lumea nu prea facem noi. Anyway, ce mai e de spus? Am mai încercat să fac asta, stați așa. Pagina de Patreon sau de patroni. Și sper că v-a plăcut clipul ăsta, că dacă v-a plăcut mai facem de-astea horror. Pe, nu așa, o să am grijă să fie mult mai bine făcut și din punct de vedere vizual și sunetul o să fie mult mai ok. Că aici am uitat să fac sunetul. De fapt, nu l-am uitat, i-am dat drumul, deci am dat drumul la joc, l-am băgat în headset-ul ăla de VR. Headset, pula în pizdă. I-am băgat în cardboard-ul ăla care nu e din carton, e făcut dintr-un plastic și am dat drumul la filmare, spontan ca de obicei. Mă uit acum, n-am mai postat de 5 zile. Rușine să-mi fie. A fost weekend, băieți. N-am ce să fac. Am trăit și eu puțin în weekendul ăsta. Dar acum am filmat, se termină filmarea, mă apuc de editat și ne vedem în următorul episod. Peace!